Bună ziua și bine v-am regăsit! Ne aflăm la Curtea Domnească din Târgoviște. Îl avem alături de noi pe domnul Mihai Năstase, da, cu care vom face o plimbare în timp. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am venit! Mulțumim că ne-ați primit! Mare plăcere! Bun, vom vedea ceea ce este astăzi un muzeu în aer liber. Muzeul Curtea Domnească din Târgoviște, un muzeu care reunește, așa cum se va vedea mai târziu, clădiri care s-au păstrat sub formă de construcții integrale, sigur cu într-o variantă restaurată, sau sub formă de ruină. Din ceea ce a funcționat la Târgoviște vreme de mai bine 300 de ani, reședință domnească și capitala Țării Românești. Așa, ca să avem un orizont cronologic, circa 1400 până la 1714. La intrarea în Curtea Domnească, această intrare de sud, care este intrarea principală și în actualul muzeu, avem trei plăci de marmură pe care sunt înscrise numele a 33 de domnitori. Sunt domnitorii principali în acest interval 1400-1714, care au locuit la Târgoviște și de la care avem documente păstrate, documente emise din scaunul de domnie de la Târgoviște. În acest interval au domnit mai mulți domnitori, unii dintre ei locuind și la Târgoviște, dar nu sunt menționați aici. Aici sunt menționați doar cei considerați mai importanți, să zicem așa. Accesul în curte continuă spre nord și în capătul acestei alei se profilează monumentul simbol al orașului Târgoviște, care este turnul Chindiei, turn care face parte din complexul castelului vechi sau curții vechi de la Târgoviște, care a apărut undeva la în deceniul al IV-lea al secolului al XV-lea, în vremea lui domnitorului Vlad Dracul, care a suprapus primul complex sau primele construcții ridicate de domnie la Târgoviște undeva la finalul secolului al XIV-lea, începutul secolului al XV-lea, construcții care au fost sau construcții care erau practic formate din o mică biserică și mai devreme construită o mică casă cu patru camere și beci, peste care, spuneam, pe la 1440, în vremea domnitorului Vlad Dracul, este atribuită construirea unui castel propriu-zis, cu ziduri foarte groase din piatră, cu diametru uneori care depășește chiar 2 metri, deci undeva între 1,80 și 2,20, și cu transformarea turnului clopotniț al bisericii inițiale în acest donjon sau turn de apărare și supraveghere sau observație, data construcției sale, când deja începe să se folosească din ce în ce mai mult praful de pușcă și artileria capătă o amploare din ce în ce mai mare în conflictele militare ale vremii. Aceste turnuri, care în vremurile mai vechi aveau o componentă pronunțată de apărare, și o pierd într-o oarecare măsură și rămân mai degrabă puncte de observație decât cu această funcționalitate de apărare. Avem aici, pe acest panou informativ, o încercare, o variantă a curții domnești în secolul al XV-lea, curte care a funcționat în această formă până la finalul secolului al XVI-lea. Avem turnul Chindiei într-o variantă, să spunem, varianta originală, adică cu acoperiș și cu aceste turnulețe care erau pe exteriorul turnului mare, unde știm că în secolul al XVII-lea se aprindeau focuri
În secolul al XVII-lea avem mărturii documentare de la călători străini care amintesc de acest ritual care a făcut faimos turnul de la Târgoviște, turnul Chindiei, fiind botezat de la momentul acestui ritual, de la momentul Chindiei apusului de soare, când garda curții domnești cu tobe și cu trâmbițe, uneori și cu salve de tun, dădeau practic stingerea în oraș și în zonele limitrofe. În oraș cu acest semnal acustic și în zona limitrofă orașului, prin aprinderea unor focuri în aceste turnulețe, practic putem vorbi de un fel de far pe uscat, da? Și cei care nu puteau auzi, vedeau semnalul vizual și atunci închideau toate activitățile meșteșugărești, le-am spune astăzi industriale. Evident că dimineața aceeași garda curții domnești, când crăpa de ziua, dădea semnalul de trezire și repermitea repornirea activităților, pentru că, de exemplu, pâinea trebuia să fie gata dimineața. Și atunci, evident că brutăriile trebuiau să-și înceapă activitatea de vreme. Acest semnal de la Chindie, pe lângă întreruperea activităților meșteșugărești, însemna și oprirea circulației pe străzi. Din acel moment, doar garda orașului avea voie să circule pe ulițele orașului până se dădea trezirea dimineața. Și oamenii puteau să iasă din case, din hanuri și să-și rea activitatea comună. De asemenea, această reconstrucție sau această variantă de reconstituire a curții domnești în secolul al XV-lea și al XVI-lea ne oferă date despre modul sau, mă rog, designul casei mari a acestui castel. Avem deci aici undeva între casă și turn un pod care probabil că avea mai degrabă două componente, un cap de pod care venea de la casa mare din castel către turn, iar din turn posibil un pod mobil care este sugerat de acel balcon din sticlă, da? Care se lăsa și se ne conecta la acest cap de pod și permitea accesul din casă, din castel, în turn. Ceea ce vedem astăzi este o variantă restaurată a turnului între 1848 și 1852, care a adus mai multe modificări. În primul rând, acest acces la baza turnului, care nu exista în mod original. Sigur că turnul nu avea balcoane, nici ferestrele nu erau de această factură neogotică. Partea de sus a turnului, fiind prăbușită la 1848, a fost restaurată în această formă de spațiu deschis de terasă. Bun. Deci ceea ce vedem aici sunt ruinele... Este o interpretare, da, o variantă de lucru a modului în care ta curtea. Avem pe lângă imaginea, o propunere de imagine a turnului și o propunere de imagine a casei mari, a castelului respectiv. Avem de asemenea imaginea altor elemente de fortificație care înconjurau curtea pe trei părți, partea de nord, est și parțial pe est-sud, da? Avem în capătul intrării în zona aceasta de nord a curții, avem păstrat doar beciul acelui turn pe care îl vedem aici. Da? Și care, practic, acesta este spațiul curții domnești în secolul al XV-lea. Vă pare destul de modest ca suprafață, dacă este să-l comparăm cu cei aproape 30.000 de metri pătrați pe care are astăzi. De asemenea, avem imaginea aici a șanțului de apărare care înconjura curtea domnească în vremea respectivă, șanț care a fost acoperit la finalul secolului al 16-lea, când a apărut Palatul Nou și care se afla și în fața turnului Chindiei, unde probabil exista un pod care comunica către vest și comunica cu
ceea ce se numește astăzi Piața Bărăției sau Târgul de Sus mai târziu, locul, grosomod, o spațiu inițial comercial al orașului Târgoviște, care a evoluat de la nord către sud. Și așezarea Curții Domnești nu s-a făcut întâmplător aici, este și în relație cu proximitatea cu acest prim târg al Curții Domnești, dar și faptul că aici suntem pe punctul cel mai înalt al terasei râului Ialomița, pe care se află tot orașul și unde era cel mai bun loc de construit un spațiu care avea nevoie și de anumite elemente de apărare. Practic, în spatele castelului, în vremea secolului al XV-lea, era o râpă destul de abruptă și de aceea curtea nu avea nevoie decât de o apărare pe trei părți, nord, vest și sud, pe est fiind apărat natural. Bun, mergând mai departe, vom putea vedea cu mai mare ușurință alte elemente constitutive ale Curții Domnești. Aceasta este, bineînțeles, o variantă parțial restaurată, o amprentă la sol, practic, și o elevație de la nivel de 1 metru, 1,50 metru, poate chiar 1,80 pe anumite tronsoane, ale zidurilor bisericii inițiale, prima biserică a Curții Domnești, cea construită undeva la începutul secolului al XV-lea, circa 1415. De aici mergem către zona aceasta de est a curții și a vechii case, vechiului castel, unde avem astăzi parcul principal orașului Târgoviște, parcul Chindiei, care suprapune parțial ceea ce a funcționat în vechime sub denumirea de grădinile domnești, care avea o suprafață mult mai amplă decât parcul actual, însă aveau și mai multe componente. Exista în spatele sau pe latura estică, pentru că practic e oarecum incorrect să spunem că acesta este spatele castelului, este doar cealaltă latură, latura estică, exista un spațiu asemănător de grădină în sensul de parc, de spațiu de relaxare, de plimbare. Aceste grădini domnești erau de asemenea compuse și dintr-un zăvoi, dintr-un crâng, dintr-o mică pădure care era locul, spațiul de vânătoare al domnitorului și, mă rog, al celor care se aflau în suita sa, al celor care le vizitau. Și, bineînțeles, că o altă componentă a acestor grădini domnești era o componentă a grădinilor în sensul de grădini productive, unde, mă rog, se cultivau și se creșteau partea necesarului de provizii ale Curții Domnești, peste Ialomița, pe dealurile Răzvadului și ale Văii Voivozilor, se găseau viile domnești, de unde unde se producea o parte a vinului care se servea la mesele domnești, probabil că nu cel mai important vin, cel care era necesar evenimentelor deosebite, probabil că era un vin de import. De aici este mult mai ușor să vedem
cele două incinte ale curții domnești, cele două ziduri care au înconjurat și au practic au separat acest spațiu al curții domnești de spațiul înconjurător al orașului, pentru că deși nu sunt chiar modeste, aceste ziduri nu sunt totuși niște ziduri a unei cetăți în sensul de structură militară, ci mai degrabă sunt ziduri menite să separe spațiile și sigur să asigură un anumit nivel de apărare curții, dar nu atât de pronunțat militar. Zidul interior este undeva datat la finalul secolului al XVI-lea, probabil concomitent sau imediat după apariția Palatului Nou, iar cel din exterior este de la 1604, cel din afară, cel din stânga cum priviți, deci cel din dreapta dinspre interiorul curții este de final de secolul al XVI-lea, cel din exterior este de la 1642-43, când domnitorul Matei Basarab a fortificat orașul cu singura fortificație de șanț cu val de apărare și bastioane pentru baterii de tunuri. Este singurul oraș în Țara Românească care a fost fortificat în acest sens. Deci șanțul se afla între cele două ziduri. Este vorba despre alt șanț, nu legătură. Dar această fortificare a orașului, care este pe câțiva kilometri, înconjoară orașul practic de la nord, tot vestul și tot sudul. Acesta practic este la mare același șanț care înconjura curtea domnească în secolul al XV-lea, doar că înconjura tot orașul. Avea 7 porți pe principalele artere cu care comunica orașul cu exteriorul, cu celelalte orașe din jur. Este un sistem absolut deosebit, pentru că el nu a mai fost realizat în niciun alt oraș, nici măcar la București. Abia în secolul al XIX-lea s-au făcut niște fortificații pe dealul Spirii, cu o componentă militară, așa cum era această fortificație a lui Matei Basarab de la Târgoviște. Și în acest proces de fortificare a orașului, domnitorul a fortificat, a dublat practic incinta și curții domnești și așa a apărut acest zid exterior. Tot din vremea lui Matei Basarab știm că aceste grădini domnești despre care avem vești sau primele vești consistente aparțin domniei lui Petru Cercel 1583-1584, care se pare că le-a reorganizat în acest stil la Italia, deci a adus maeștrii peisagiști italieni. În vremea lui Matei Basarab, spuneam că în vremea lui Matei Basarab, în aceste grădini domnești au apărut un chioșc, o construcție de inspirație orientală, care a fost apoi mai târziu, în vremea lui Constantin Brâncoveanu, în ultima etapă de existența curții domnești, transformat dintr-o clădire din lemn în această construcție din piatră și cărămidă, ale căror ruine se pot vedea acolo. Știm că în vremea lui Brâncoveanu acest chioșc, această casă de vară, să-i spunem așa, era locul favorit al domnitorului pentru a primi pe timpul verii, când stătea la Târgoviște, ambasadorii străini sau emisarii din străinătate. Curtea de asemenea era dotată și cu o baie turcească sau cu o saună, care este la fel menționată prima oară în vremea domnitorului Matei Basarab, însă nu este exclus că ea să fie funcțională de mult mai devreme, poate chiar din timpul lui Petru Cercel sau perioada următoare.
și al cărei ruine se pot vedea aici. Existau două spații, spațiul în care se afla cazanul care era încălzit pentru a crea aburul necesar pentru baie și un hol, un vestibul în care domitorul intra pentru a se dezbrăca și spațiul propriu-zis al băii cu aburi. Este oarecum impropriu spus baie turcească, sistemul este roman, dar a fost preluat și folosit și dezvoltat de turci, de aceea este numit generic baia turcească. Evident că dimensiunile sale ne arată că este vorba de o baie absolut privată a domnitorului și a membrilor familiei sale. Nimeni altcineva nu pătrundea în această baie. Știm că la vremea lui Matei Basarab în oraș existau alte patru băi publice. Bun, cam atât aici. Aici avem o imagine după un desen al lui Michel Bouquet, un francez care a realizat o schiță în cărbune la 1843 și unde observăm elemente ale fostelor case domnești, sigur, mult mai multe decât s-au păstrat astăzi, dar avem imaginea turnului Chindiei, în această formă surpată deja la nivelul superior, da? Și în dreapta avem o fotografie de după restaurare realizată de Harold Poblosat Marie și în care avem practic imaginea actuală a turnului Chindiei. Iar de aici, din păcate, dacă era o zi senină, vedeam bucegii, vedeam masivul Leota. Încolo este mănăstirea Dealu. Acolo okay. Se profilează. Ok. Așa că vă puteți lesne închipui că turnul nu avea cum să fie așa în forma lui originală. Da. Da. Trebuia să fi fost obligatoriu acoperit cu totul, pentru că era turn de gardă. N-ai cum să faci, nu poți să faci gardă la în condițiile astea. Un card de gardă însemna 3-4 ore. Puteți însă să vedeți foarte ușor orașul vechi, încă se poate, ne sugerează nivelul construcțiilor. Aceasta este zona de nord a orașului, deci undeva pe acolo pe unde e stâlpul de beton, pe acolo deja că e asta militară pe aici. Da, undeva, nu așa departe încolo, aici. Aha. În sfârșit, cam cât vedeți, asta, cam cât vedeți case, asta este partea de nord a orașului. Partea veche. Partea veche, este partea de început. Și aia e partea nouă? Și înspre vest, da. Okay. Pentru că, grosso modo, blocurile care sunt construite, cel puțin o parte, cea mare parte dintre ele, da, sunt construite în afara acelei fortificații de care vorbeam din vremea lui Matei Basarab, deci la jumătatea secolului al XVII-lea. Fortificație care era și ea în afara orașului cu câteva sute de metri. Un 200-300 de metri, da. De aici vedem campanila turnul Bisericii Catolice cu hramul Sfântul Francisc. A mai existat o biserică, o mănăstire catolică a sașilor undeva chiar poate la finalul secolului al XIV-lea, sigur la începutul secolului al XV-lea. Iar cei care au stimulat comerțul de la Târgoviște au fost și sașii brașoveni, cu care cărora domnitorii țării românești le-au acordat numeroase privilegii care
Mai apoi au fost și sămânța scandalului sau relațiilor tumultoase pe care le-a avut Vlad Țepeș cu Brașovul. Și la fel se pot vedea, o să vedem mai bine mâine, bisericile, da? Care sunt practic vechile cartiere a orașului. Fiecare biserică era un cartier. Sigur că ele par, aceste unde sunt brazii, în spate brazii este o biserică. Aceasta este biserica Sfântul Constantin și Elena. Cea de aici este biserica Nicolae Andronești, cu tablă de cupru. Da. Imediat aici este biserica Sfinții Voivozi, Sfinții Mihail și Gavril, da. Undeva este acea clădire a poștei. După biserica așa. De cărămidă, mă rog. Da, da, aceea da. De cărămidă este poșta veche și lângă după ea este altă biserică. Aceea e biserica Târgului. Deci avem toate astea erau cartiere, da. Mm-hmm. Sigur că în vremea respectivă cartierele erau mult mai mici decât erau astăzi. Mm-hmm. Acum cred că tot ăsta e un cartier. Da, grosomodo, da. Da. Dar ne arată cumva dispunerea. Da. Sigur că erau cartiere și oarecum legate de anumite profesii, erau cartier breazlă, așa, uneori, da? Și de aici, undeva, dar se vede foarte puțin din ea, doar turla, între blocuri, acolo tot cu tot, din, așa, este turla Bisericii Metropolitane. Clădirea este o construcție exact la finalul secolului al XIX, începutul secolului 20, l-a terminat abia pe la 1923, care a suprapus vechea mitropolia Țării Românești, cea dedicată undeva între 1500-1521. Și se mai vede una cea albă, care este în linie practic cu Biserica Mare Domnească, aceea este Mănăstirea Stelea, pe care o să o vizităm mâine, care este iarăși o construcție importantă. Aceasta a fost construită de domnitorul Vasile Lupu ca un semn de păcare cu domnitorul Matei Basărab. O împăcare însă care a fost vremelnică și pentru că tatăl său, Vasile Lupu, a trăit la Târgoviște și a fost îngropat la Târgoviște. Domnitorul Țării Românești a ridicat în Moldova la Soveja, o biserică, să zicem, în contrapartidă sau cu același scop, însă cea de la Soveja este sensibil, mai puțin monumental decât monumentul pe care l-a construit Vasile Lupu la Târgoviște. De aici, da, vedeți, mult mai simplu, mult mai amplu toate construcțiile și dispunerea, planimetria oarecum a camerelor palatului. Vedeți foarte bine și partea aceea dinspre sud-est a curții, care este curtea secundară, care a fost înglobată la finalul secolului al XVI-lea în curtea mare, în curtea domnească, okay. Iar mai târziu a apărut un fel de separare între cele două spații, acest spațiu între turn și biserică fiind spațiu domnesc, spațiu aulic, și partea aceea de la est de Biserica Mare Domnească, sud-est de Biserica Mare Domnească, din jurul Bisericii Sfânta Paraschiva sau Sfânta Vineri, este zona curții de serviciu, unde avem acele ruine, mai degrabă marcări la sol ale unor construcții din secolele 17-18, din vremea, să zicem, Matei Basărab, undeva până la Brâncoveanu,
unde era, mă rog, grajduri de cai, se ținea trăsura domitorului și la etaj probabil erau camere unde stăteau servitorii domniei. Lângă biserică, mai vorbim și cum vorbim acolo, avem o construcție cu 4 camere, așa numită casă Bălașă. Cea care nu se mai vede? Nu, cea care se vede. Cea care se vede, okay, da. Okay. Așa, care a fost, se pare, construită la 1656, la inițiativa și pe cheltuiala doamnei țării românești, doamna Elina, soția domnitorului Constantin Șerban, cu titlul unui spațiu, spune Pisania, pentru creștinii căzuți în nevoie. Deci cu titlul unui spațiu cu funcție de azil sau ceva similar, a unui spațiu de ajutor, de sprijinire a unor oameni aflați în dificultate. Putem presupune că cei pe care îi avea în vedere probabil că erau slujbașii domniei, erau oameni care au slujit domnia o viață întreagă și ajunși cumva la neputința bătrâneții, erau îngrijiți pe cheltuiala domniei în aceste camere, aceste case pe care au construit doamna Elina, doamna Bălașa, pardon, soția. Cam pe unde e așezată casa? O vedeți, cea care este lângă biserică. Gata. Din stânga bisericii. Da, da, cum ne uităm noi. O să coborâm și vă explic și de acolo. Până intrăm la muzeul tiparului. Iar muzeul tiparului, pe care îl vedeți în față, clădirea cea mare. La partea de jos cu alb, nu? Da, da, da. Okay. Cea cu cerdac, cu pridvor. Așa, da, da. Da? Este o... Vorbim așa acolo, dar vă spun și de aici. Da, da. Este o clădire care a fost ridicată inițial la 1803. Când a fost un cutremur destul de puternic în țara românească, cutremur care a afectat, între altele, și mănăstirea Dealul. De altfel, cele două mănăstiri de lângă Târgoviște, Dealul și Viforâta, sunt pe o falie seismică și atunci când sunt cutremure în Vrancea puternice, ele sunt pe o direcție, din păcate, extrem de nefericită și sunt afectate în general de cutremurile de magnitudine mare. Și așa a fost și cel de la 1803, care a surpat partea chiliilor mănăstirii Dealul, probabil au produs oarece stricăciuni și bisericii, iar obștea mănăstirii Dealul de atunci, care erau obște de taici, obște de bărbați, a primit ca metod, ca spațiu temporar de așezare, această curte secundară a fostei curți domnești la vremea respectivă. Iar această casă a fost ridicată de călugării mănăstirii Dealul în cei câțiva ani în care au locuit la curtea domnească cu titlul de casă egumenească, de casă de stărăție a mănăstirii. De asemenea, ei au folosit casa Bălașa ca spațiu de chilii și au adăugat câte două camere la sus și la nord de această casă. De ce vreau să vă spun de aici, dar vă spun mai bine jos, că nebunim de vânt. În 1877, când s-a realizat acel album la 10 ani de domnie a regelui Carol I, s-au făcut fotografii și asupra unor monumente din curtea domnească. Și cu această ocazie, fotografiind acea parte a curții domnești, s-a fotografiat și casa, care încă era în picioare la momentul respectiv. Era atunci casă parohială a bisericii Sfânta Parascheva. Și așa, cu această fotografie, am putut să reconstituim la scară 1:1 între 2008 și 2010, în cadrul proiectului de stărări de atunci, această clădire. Deci ea este o clădire care este practic reconstruită, nu este restaurată, pentru că ea nu mai era, se păstra de câteva zidulețe erau păstrate la momentul respectiv.
Iar fotografia este făcută din tunul chindiei. Exact cum ne-am uitat noi la ea, la fel s-au uitat și sarmarii, exact, probabil din același unghi din care ne-am uitat și noi. O să vedem jos pe un panou imaginea acelei fotografii. Da, deci această fotografie realizată de Carol Pop de Sarmari din tunul chindiei cu partea aceasta a curții de serviciu sau a curții secundare a curții de la Târgoviște ne-a permis reconstituirea la scară 1:1 a acestei clădiri, în care astăzi se află Muzeul Tipalului și Cărții Vechi Românești. Clădirea a fost construită original în 1803, din cauza unui cutremur care a avut loc în acel an și care a perturbat activitatea mănăstirii Dealul, unde opsa de acolo a fost obligată să se mute temporar în acest spațiu, din cauza faptului că chiliile și biserica au suferit stricăciuni în urma cutremurului și această clădire practic este stăreția respectivei opști care s-a mutat la curtea domnească, opște care a folosit Casa Bălașa, care se vede acolo, da? O construcție ridicată la 1656 de doamna Bălașa, soția domnitorului Constantin Șerban, care are 4 camere, la care acești călugări au adăugat 2 camere pe latura de sud și 2 camere pe latura de nord, camere care astăzi nu se mai păstrează. La restaurarea clădirii, optându-se pentru păstrarea doar a variantei considerate originale, cea ridicată de doamna Bălașa, cu 4 camere, cum se poate vedea în planul de aici, cu tindă, hol și 2 camere, hol, intrare, acces și 2 camere. O casă, construcție relativ modestă ca planimetrie. Dar, așa cum spune Pisania, a fost construită de doamna Bălașa cu acest scop de a fi de folos creștinilor căzuți în nevoie. Această expresie folosită în Pisania este destul de lacunară. Putem presupune că este vorba despre creștini căzuți în nevoie, anume slujbași ai domniei, care poate că ajungi la o vârstă înaintată și neavând alt mijloc de a fi îngrijiți, neavând familii sau o situație de genul acesta, erau îngrijiți pe chiltoarea domniei în acest așezământ al doamnei Bălașă. În beciul Palatului Vechi sau castelul de secol al XV-lea și al secolului XV-XVI, avem o expoziție fotodocumentară cu anumite momente importante din istoria acestui monument, fie că este vorba de restaurări, fie că este vorba de vizite, fie este vorba de cercetări arheologice care s-au desfășurat aici începând cu 1935 și în urma cărora practic acest monument a fost redescoperit și ale căror rezultate au permis practic restaurarea sau proiectele de restaurare succesive care s-au desfășurat asupra acestor monumente. Cel mai important, pentru că a fost realizat într-o perioadă destul de lungă, 7 ani, între 1960 și 1967, și pentru că a avut în vedere toate monumentele, sau aproape toate monumentele Curții Domnești, a fost cel care, practic, în urma căruia s-a deschis acest muzeu în aer liber, în toamna lui 1967, monumentul fiind, practic, reinaugurat
în mai 1968 de președintele Nicolae Ceaușescu și de președintele Franței, general de Gaulle, cu ocazia vizitei sale în România. Mai multe, aceasta este imaginea sau copia acelei schițe a francezului Michel Bouquet de la 1843. Aici sunt și alte imagini care sunt la fel, fie din perioada de dinainte de restaurare, deci dinainte de 1848, fie imediat sau la 10-20 de ani după restaurarea turnului Chindiei, restaurare care, deși a urmărit salvarea unui simbol al istoriei și al moștenirii acestui oraș, nu a fost restaurat numai din acest motiv, ci a fost restaurat și dintr-o perspectivă funcțională, pentru că multă vreme a fost folosit de compania de pompieri a orașului Târgoviște ca făișor de foc. Deci el nu a fost deschis turistic, ci a fost folosit inițial după restaurare ca făișor de foc, fiind doar ocazional vizitat de public. Avem vizitele regale la Târgoviște, fotodocumentate, începuturile cercetărilor arheologice în 1935, sub conducerea lui Virgil Drăghiceanu. Pe care le puteți vedea aici. Sigur, personalității politice ale perioadei interbelice, vizite probabil de natură mai degrabă electorală, dar sigur că nu puteau să rateze monumentele Curții Domnești. Și ușor, ușor ajungem în perioada de după al doilea război mondial. Aici este imaginea de undeva de după 1940, când turnul Chindiei a fost afectat de cutremur și a fost încins cu niște cercuri de fier, care apoi însă au fost înlocuite, au fost suprapuse de o zidărie care a înconjurat turnul la etapele ulterioare ale restaurării. Avem imaginea Bisericii Mare Domnești cu mai multe tipuri de acoperiș. Între 1967 până în 2010 S-a mers pe o imagine cu biserica având acoperiș de țiglă colorată. Așa cum se poate vedea, mai înainte a fost acoperită și cu tablă. Și turele bisericii au avut mai multe variante, așa cum se poate vedea. Aceasta este din timpul restaurării din anii 60. Și apoi este aceasta este imaginea restaurată cu acea țiglă colorată. Astăzi, la restaurat din 2008-2010, acoperișul a fost schimbat în acoperiș cu tablă de cupru. Iar aceasta este vizita din mai 1968 a lui Nicolae Ceaușescu și a președintelui de Gaulle. Când vă spuneam că practic a fost o reinaugurare, deși monumentul fusese inaugurat în toamna lui 67. Am trecut pe lângă imaginea unui dintre
arheologului care a condus vreme de decenii, practic, cercetările de la Târgoviște, domnul Nicolae Constantinescu, și aici în imagine avem pe un alt arheolog care este, numele căruia este legată curtea domnească din Târgoviște, arheologul Gheorghe Cantacuzino, din păcate ambii dispăruți astăzi. Și practic încheiem cu o imagine a celei de-a treia biserici a curții domnești, biserica Sfânta Paraschiva, denumită în mod popular Sfânta Vineri, care este o biserică, este a treia biserică, dar probabil este a doua ca vechime a curții domnești, fiind de plan apropiat cu prima biserică, cu biserica Paracrisa, Biserica Doamnei, cea pe care am văzut-o și care practic este suprapusă la nivelul turnului Clopoiță de turnul Chindiei și aparțin probabil aceleași perioade, undeva în secolul al XV-lea, probabil că aceasta este undeva la jumătatea secolului al XV-lea sau poate chiar a doua parte a secolului al XV-lea. Bun, după această parte a curții vechi, spre sud, a apărut la finalul secolului al XVI-lea, în vremea domnitorului Petru Cercel, probabil, lucrurile nu sunt foarte, foarte clare, însă acesta este intervalul temporal și Petru Cercel este creditat cu apariția acestei construcții noi, da, care s-a ridicat paralel cu castelul vechi, sigur într-un alt stil, tot de factură occidentală, dar de final de secolul al XVI-lea, probabil de inspirație genoveză sau venețiană. Monument care a fost completat și de apariția unei biserici monumentale, Biserica Adumirea Maicii Domnului, ca hram, și evident numită Biserica Mare Domnească. Deci de la acest culoar de racord între cele două clădiri, între castelul, ale căror ruine, cel puțin la nivelul acestei elevații, se pot vedea că sunt predominant din piatră, și partea care se lasă în dreapta sunt ruinele Palatului Nou. Deci acest culoar de la cord a apărut mai târziu, fie pe la 1640, fie mai probabil abia la 1695-1700, când Constantin Brâncoveanu, ultimul domnitor care mai stă la Târgoviște, va reconstrui aceste case domnești de la Târgoviște într-un singur ansamblu, într-o singură clădire, modificând, bineînțeles, structural ambele clădiri, astfel încât să se poată fi incorporate într-o nouă, practic într-o construcție nouă. Deci, în mare parte, ceea ce vedem astăzi sunt ruinele Palatului Brâncovenesc. Sigur că sunt elemente care aparțin palatelor anterioare, atât cel vechi, de secolul XV, cât și cel de final de secol al XVI-lea. Dar sigur că Brâncoveanu a salvat ansamblul, dar a fost obligat să modifice funcțional vechile clădiri. Deci până la Matei Basarab, care poate ar fi unit cele două corpuri de clădire, aceste construcții au fost separate, nu comunicau în niciun fel, având cu siguranță scopuri separate, diferite în cadrul curții domnești. Palatul Nou devine sediul atât al administrației centrale, sau unul dintre sedii cel puțin, având de că și Târgoviștea începe să împartă acest rol cu Bucureștiul.
Și la etaj, deci asta este partea de la parter, iar la etaj se aflau așa numitele camere dormitoare, așa numitele camere private ale dormitorului. Accesul între cele două se făcea prin scări exterioare, nu se comunica niciun fel în interior. Deci dormitorul, dacă dorea să urce la apartamentele sale, trebuia să iasă afară din spațiu administrativ, din cancelarie, din sala tronului și să meargă pe un alt acces în apartamentele sale de la etaj. Avem o situație în oglindă între cele două clădiri. Dacă între castelul vechi și turnul Chindiei avem acel pod suplateran, fie că era fix, fie că era cu componentă dublă, fix cu pod mobil, avem această cale de comunicare suplaterană. Aceeași, o altă cale de comunicare suplaterană exista și între Palatul Nou, de data aceasta și Biserica Mare Domnească. Bazele pilonilor, stâlpilor care susțineau acest pod acoperit, care are și o denumire proprie, se numea Puntea Domnițelor, da? Și care comunica cu etajul palatului și permitea accesul din aceste apartamente ale domnitorului și ale familiei sale direct în biserică. Se poate vedea deasupra nivelului ferestrelor bisericii, avem o deschidere mult mai amplă, unde astăzi este tot o fereastră, este un geam, dar în vechime exista o ușă acolo care dădea tocmai în acest culoar acoperit și pe el domnitorul și familia sa intrau în biserică, biserică pe care o să o vedem și noi imediat. Bun, biserica Mare Domnească, spuneam, poartă hramul la Adormirea Maicii Domnului, așa cum se poate vedea la intrarea în pridvor. De altfel, Fecioara Maria este și patronul spiritual al orașului Târgoviște. Sărbătoarea orașului actuală este în datele de sărbători ale așa numită Marie Mică, în 8-9 septembrie. Dar foarte multe biserici au hramul la Adormirea Maicii Domnului 15 august. La intrarea în biserică propriu-zis avem o altă temă iconografică pe Fecioara Maria împărăteasă, așezată pe acest jilț decorat cu motivul vultului bicefal, care era simbolul familiei imperiale bizantine, și pe frontonul ușii de încadramentul din piatră al ușii bisericii avem pe cei doi arhangheli, Mihail și Gavril, care în icona de sus o flanchează pe Fecioara Maria. Aici, în registru inferior, țin în mână practic stema Valahiei, stema Țării Românești, vulturul cu crucea în cioc, sau agvila, mai corect spus. În pronaosul bisericii avem păstrat acest clopot. Se pare că au fost 3 clopote, dar doar acesta a supraviețuit trecerii timpului. Este un clopot care a fost sunat la Gdańsk, în Polonia, la 1669. El a fost inițial comandat pentru o biserică din Moldova, de lângă Iași, Biserica Bucium Clătea, biserică care a fost surpată de cutremur undeva în a doua parte a secolului al XVII-lea și are care clopote au fost recuperate și se pare că au fost aduse la Târgoviște probabil fie înainte trimise sau la momentul
căsătoriei lui Constantin Duca cu Maria Brâncoveanu. Căsătorie dinastică între familia domnitorului din Moldova, Gheorghe Duca, și familia lui Constantin Brâncoveanu, prin care Brâncoveanu practic a urmărit o unificare cu Moldova din această perspectivă dinastică a celor două familii. În Pronaos avem mai multe elemente importante. Pictura pe care o vedem, am văzut-o de la exterior, și cea pe care o vedem și în biserică, în proporție de peste 80% din ea, aparține cele executate între 1697-1698-99, sub conducerea unui pictor pe care îl chema Constantinos, un pictor care a venit de la Patriarhia de la Constantinopol la curtea domnitorului Șerban Cantacuzino, unchiului Brâncoveanu, și de la care acesta practic l-a moștenit și l-a folosit la mai multe lucrări, foarte importantă fiind Biserica Mănăstirii Hurezi, de la Vâlcea, unde trebuia să fie necropola familiei Brâncoveanu, și aceasta de la Târgoviște, unde același Constantinos cu câțiva meșteri zugravi locali sau cu ajutorul cărora va picta acest monument destul de repede, practic în 2 ani de zile. Elementele importante sunt, în principalul element este tabloul votiv, care este cel mai vechi și cel mai amplu tablou votiv din țara românească, care păstrează la un loc un număr, reprezentarea unui număr de 9 domnitori ai țării românești, pictați împreună în același spațiu ca parte a aceluiași tablou votiv. Cum privim noi din interiorul Pronaosului, în registru din stânga îi avem reprezentați pe cei mai importanți doi domnitori. În stânga, acum ne uităm ținând în mână pridvorul bisericii, este domnitorul Constantin Brâncoveanu, iar în partea diametral opusă, ținând în mână altarul bisericii, este Petru Cercel. Deci, la nivelul lui Constantin Brâncoveanu, tradiția, și probabil că nu doar tradiția, ci și anumite informații istorice, confirmă faptul că titlul acestei biserici este Petru Cercel. În spatele lui Constantin Brâncoveanu, ținând în mână o cruciuliță, ținând în mână cruciulița într-un mod mai vizibil, pentru că toți țin în mână câte o cruce, chiar dacă în unele personajele aceasta s-a estompat, este Neagoe Basarab. Neagoe Basarab, care este important pentru Târgoviște, pentru că în 1521, în ultimul său an de domnie, el mută mitropolia țării românești la Curtea de Argeș la Târgoviște, și practic în acel moment Târgoviște este orașul numărul unu politic al țării românești și devine și orașul numărul unu din punct de vedere religios, atât pentru țara românească, cât și pentru spațiul sud-dunărean, din cauza ocupației directe otomane asupra Bulgariei și Serbiei, practic mitropolia țării românești funcționa ca un fel de biserică în exil sau avea o oarecare proeminență asupra spațiului bulgaro-sârbesc, și domnitorii țării românești și ai Moldovei sunt bine cunoscuți ca mari donatori ai spațiului monastic de la Muntele Athos. În spatele lui Neagoe Basarab este Matei Basarab, despre care v-am vorbit câteva lucruri în periplul nostru prin Curtea Domnească, foarte important pentru acel sistem de fortificații a orașului,
a făcut lucrări de reparație ale Curții Domnești, a reparat foarte multe monumente religioase, biserici din Târgoviște și din motive obiective, familia sa a fost inițial înhumată în acest pronaos. Aceste morminte care sunt marcate în pardoseala bisericii au aparținut fiul adoptiv lui Mateiaș, care este, era băiatul lui Udește Năsturel, fratele soției sale, doamna Elina. Aici a fost mormântul lui Matei Basarab, un mormânt gol și în partea opusă, unde este lumină, cavoul, mă rog, spațiul de înhumare al doamnei Elina, soția lui Matei Basarab. Dintre pietrele de mormânt a supraviețuit cea a doamnei Elina. Parțial a lui Mateiaș, unde cea mai mare parte a pietrei de mormânt este la Muzeul de Artă din București, la Muzeul Național de Artă. Iar cel al lui Matei Basarab, din păcate, nu a supraviețuit, pentru că toate mormintele au fost devastate la 1858-59, când o oască turcotătară a jefuit și a ars orașul Târgoviște. Însă mormântul lui Matei Basarab a fost, piatra lui a fost practic zobită, făcută bucăți, fiind probabil cel mai căutat mormânt. Iar osemintele lor apoi au fost recuperate și duse la spațiu de odihnă inițial, care este mănăstirea Anuta, județul Vâlcea, unde Matei Basarab a dedicat o biserică, astăzi mănăstire, pentru înunarea tatălui său și unde trebuia să fie necropola familiei Matei Basarab. Mergând mai departe, în Naos avem iarăși trei elemente importante. Am uitat să menționez că al treilea element în Pronaos sunt acele icoane care practic înconjoară de jur împrejur pereții Pronaosului și bazele celor două turle de pe Pronaos. Acestea nu sunt altceva decât icoana sau reprezentarea grafică a fiecărui sfânt sau sărbătoare din calendarul ortodox. Este sinaxarul, practic, începând cu 1 septembrie, când era anul nou bisericesc. Revenind la Naos, aici avem explicația pentru acel acces subateran între palat și biserică, acest balcon sau cafas, cum se mai numește el, care era locul de unde familia domnitoare participa la serviciul religios care se desfășura în biserică. Scara pe care o vedem astăzi din piatră este, se pare, tot brâncovenească. Ea ar fi înlocuit o altă scară din zidărie și lemn, sau poate chiar doar din lemn. Este o scară din piatră cu elemente decorative de factură orientală, așa cum se pot întâlni la toate monumentele brâncovenești, Mogoșoaia sau la Podlogi. Sunt similare ca elemente decorative. Celălalt element diametral opus față de balcon este în partea de est a bisericii, iconostasul, care la fel este tot o comandă brâncovenească. Ar fi fost executat la un atelier de la Viena între 1697-1698. Este realizat din
lemn de esență nobilă, păr sălbatic și trandafir, cu o decorație extrem de laborioasă, practic o broderie în lemn, având ca principal motiv decorativ vița de vie cu struguri, un motiv clasic al artei bizantine. Evident, totul acoperit cu foiță de aur. La intrarea în sau deasupra ușilor mari împărătești, la intrarea în altarul bisericii, este și stema țării românești, aghvila cu cruce în cioc. Ceea ce era deosebit la această biserică sunt încadramentele traforate care decorau intrările în altar, atât intrările mari, ușile mari împărătești, care de asemenea erau traforate, cât și intrarea dinspre proscomidiar și diaconicon, și fiecare icoană, atât icoanele mari împărătești, cât și toate celelalte icoane mai mici ale iconostasului, erau de asemenea, aveau aceste încadramente traforate. Din păcate, ele nu s-au mai păstrat decât într-o anumită măsură. Celălalt sau al treilea element deosebit al acestei biserici este această reprezentare sub forma unei galerii, practic, unei dispuneri, așa, de tip galerie, a sfinților militari pe latura de sud și pe latura de nord a pereților naosului. Sfinți militari care se află într-o poziție care nu este conformă cu, de altfel, foarte strictul tipic bizantin al pictării de biserici. Sunt într-o formă excepțională. Ne putem închipui sau i-am putea asemăna astăzi poate cu o gardă, cu garda națională care dă onorul și apără pe conducătorul său. O situație asemănătoare este și la biserica de la Curtea de Argeș. Doar aici și acolo avem acest mod de dispunere al sfinților militari, care, din modul în care sunt reprezentați, aceasta inspiră practic o protecție simbolică a domnitorului în biserică, unde bineînțeles că nu era permis intrarea cu arme. Putem presupune că domnitorul avea oameni care îl păzeau și în biserică și oameni care nu erau cu totul neînarmați, dar nu erau înarmați cu nimic la vedere. Pe lama Sfântului Nestor, care se află aici, în acest registru din dreapta peretelui de sud, încă se poate distinge cu litere grecești autograful pictorului, maestrului zugrav care a condus lucrările de pictare a acestei biserici, Constantinos, și anul 1698. Este greu de explicat, avem o posibilă explicație de ce este 1698 pe lama Sabiei și de ce pe Episania Bisericii este 1699. Fie la 1698 biserica se afla la acest nivel al pictării și a mai durat un pic câteva luni până au realizat această draperie decorativă care înconjura pereții, registrul inferior al picturii bisericii, pentru că pictura bisericească se realizează de sus în jos, începând cu Iisus Pantocrator de pe Turla Mare.
Fie personal sunt mai degrabă tentat să cred că aceasta este, a fost situația. Constantinos a încheiat lucrarea în 1698, de aceea a și realizat acest autograf pe lama Sfântului Nestor, dar probabil că biserica a fost resfințită abia în 1699. Brâncoveanu, după 1700, când practic locuiește aici 14 ani, an de an, de la din săptămâna luminată de după înviere, de Paști, spun documentele, până undeva în toamnă, final de septembrie, octombrie, când se trăgea vinul. Sunt documente care l-a arătat la Târgoviște chiar undeva la a doua parte de septembrie. Deci putea să fie chiar final de septembrie, chiar început de octombrie uneori. Dacă ne uităm la chipul lui Sfântului Nestor, ne-l putem imagina sau ne-l putem închipui pe acest Constantinos, nu la vârsta la care a pictat biserica, ci cu probabil 30 de ani mai devreme. Asta pentru că există în tradiția zugravilor de biserică această autoportret încredințat în imaginea unui sfânt. Sigur, nu din sfinții principali, ci din sfinții mai puțin importanți, oarecum mai puțin importanți. Și se presupune că acesta și, pentru că aici a pus autograf. Da, și am putea presupune că dacă pe acesta l-a semnat, ar putea să fie un autoportret de tinerețe a lui Constantinos realizat chiar de el. Evident că nu toată pictura este făcută de Constantinos cu mâna lui. El este un maestru zugrav, deci dădea principalele direcții. Știm că pe lângă el au mai fost încă doi sau trei zugravi profesioniști, să spunem așa, deci tot cu un fel de maestri, pictorii Ioan, Ioachim și Stan, care erau meșteri zugravi târgovișteni. De altfel, Constantinos semnează Constantinos o târgoviște în anumite situații, deci a locuit și la Târgoviște o vreme. Și poate chiar a creat o școală de zugrav de biserică.